ce vară, vară din poveste, cu surprize multe, tare dragă este. Vară dulce vară, vară din poveste. Codul galben de caniculă dă bătăi de cap și picilor din grădinițe, acolo unde temperaturile unele săli de grupe ajunge până la plus 28 de grade Celsius. Așa începe dimineața pentru picii din grădinița numărul 3 al orașului Căușeni. Descălțați de ciorăpei, picii sunt îndemnați de educatoare să-și spele piciorușele și să se răcorească. Cam este căldușor, cetișor ne descurcăm, câte un cetișor de apșoare și facem ocupații. Ieșim pe afară, dacă timpul este mai binișor, chiar nu sunt așa călduri mai puternice. Tot în această grupă, pentru a menține temperatura optimă, educatorii au amplasat jaluzele la geamuri. Dacă este călduros, le dăm jos, pentru ca să fie un pic umbră. Adică protejează destul de bine. Da, destul de bine. Pe timp de vară există și un program special de instruire, spun educatorii, care au transformat curtea grădiniței plină cu copaci în zonă de recreere. Ne stăruim să ia provizionăm cu apă. Am rugat părinții de chipiuri, pălărioare în cap, pe la umbră, așa cum putem ne protejăm și... E cald și în grupă? Da, este cald în grupă. Așa este, ce să facem? Cu măsuțele pline cu jucării, picii de aici spun că nu prea simt vremea toridă. Mirăcica, ce construiești tu? Casă. O casă. O căsuță. Dar Valeria, ce construiește? Eu vreau să construiesc o casă. Vedem noi, am până în cap. Dar de ce? Pe soare. Pe soare, așa, da? Și te apără? Ne străduim să discutăm cu părinții ca să le dea copiilor chipiuri, pălărioare, ca să le dea hăinițe cât mai ușoare și mai deschise la culoare. Creăm condiții copiilor ca să stea cât mai mult la umbră, adică să nu fie atât de mult expuși la soare și le propunem copiilor ca să bea lichide, în special în timpul când ieșim la plimbare și chiar dacă aceștia nu cer. Educatoarele afirmă că mai puțină activitate fizică este în această perioadă, iar în lupta cu temperaturile ridicate vine apa. E foarte cald, 20 ceva. Și asigurăm copiii cu apă potabilă, au și sticle individuale și mai slăbuți îmbrăcați, ne călim, spălăm piciorușele, călirea numai decât vara. Copiii afirmă că iubesc vara și că în această perioadă anului se răcoresc cum pot. Frumos! Minunat! E cald afară? Da! Și ce faceți voi când este cald? Ne scaldăm în baseie. Și ne stăpim cu pistolete cu apă. Potrivit meteorologilor, în perioada 8-11 iulie, pe teritoriul Republicii Moldova a fost anunțat cod galben de caniculă. În această perioadă, mercurul din termometre pe timp de zi poate urca la Căușin și Ștefan Vodă până la plus 38 de grade Celsius.